s-a arătat într-o vedenie trei ciururi. Unul deasupra la celălalt, dar între ciururi era distanță. Primul ciur era cu găurile mai mari, al doilea ciur era un pic cu găurile mai mici și al treilea ciur de jos era doar cu gaura, care intra numai bobul de grâu. Deasupra acestor ciururi erau niște saci de grâu care se turna în el, pe ciurul ăla. Din primul ciur mai intrau câte două bobițe pentru o singură gaură. Venea la al doilea ciur, dar între ciururi era un vânt care tot sufla. Dar și prin vântul ăla mai intrau și în al doilea ciur. Tot mai intrau, câte o boabă jumate care se forma mai intra în al doilea. În al treilea ciur nu se putea intra decât singurul bob de grâu. Formatul lui, așa lunguiaț, intra doar acolo, dar unul singur. Nu intra doi, nici cum. Sub ultimul ciur și din ăla, și o să vă spun, sub ultimul ciur, de tot de jos, era un cuptor cu foc. De la primul ciur trecea la al doilea. De la al doilea la al treilea, dar la al treilea încă grâul care mergea în gaura aia lui care era, îl mai verifica odată focul. Și foarte puțin și din ultimul ciur și când îl lua focul și la foc încă mai ardea. Și rămâneau doar boabele întregi și pline de viață. Pline de sevă în interior, dacă vreți să înțelegeți mai bine. Vor veni vremuri ce înseamnă lucrul acesta și deja a început, primul ciur deja este. Între ciururile acestea era distanță, câteva, este o distanță între la un ciur la altul și nu uitați, împreună cu mine, nu va intra în ultimul ciur, nu va intra soțul cu soția, testul va fi la fiecare în parte. Dar spre mirarea mea, când am văzut toate boabele, am spus, Doamne, dar de ce mai trebuie foc? O zis, păi nici din ăsta are format de grâu și vrea să intre, dar focul verifică. Și din focul ardea. Arăta numai formatul de grâu, bob exact, ca și celelalte. Dar înăuntru era putred. Și a crezut că trece și el. Dar a fost focul de desubt când venea și se ciuruia, când pica în jos, focul ardea direct. Și doar rămânea, doar bobul curat și rezista la foc. A fost de partea Domnului să ne cercetăm fiecare în parte. În vremea care va veni, că vrem, că nu vrem, vom trece pe la ciur. Ascultați-mă, soția va trece în dreptul ei, bărbatul în dreptul lui, tinerii, copiii în dreptul lor. Nu trece tata cu copilul prin gaura aia. Nu, nu. Singurul bob, mântuirea, este personală. Este vremea să ne pocăim și focul ăla care ardea, fraților, ăla ardea. Nu-i că te frizi la unii. Ăla ardea, nu așa. Verifica bobul de grâu în seva lui. Atenție mare! Îi bine acum, e că este o cântare. Nu cu Domnul pe munte să testează credința, cu alte cuvinte. Când ești în vale, avem impresia că suntem pocăiți, credincioși. Frate, slavă Domnului! Și bine-i, nu-i greșit. Dar vine vremea când ne testează focul. Și ce înseamnă lucrurile acestea cu ciururi? Vine și Dumnezeu în îndurarea Lui ne mai cerne. Și când intri prin gaura aia la ciur, te mai slefuiește Dumnezeu. Poezia care a fost spusă, n-a fost spusă la voia întâmplării astăzi? Cântările care s-au cântat, n-au fost cântate la voia întâmplării? Ați urmărit dumneavoastră de la început? Au avut același mesaj. Încă de la prima rugăciune, de la primul îndemn, a avut același mesaj. Dumnezeu, da, Domnul vorbește. Domnul strigă și Domnul tace. Ei, la primul ciur, Domnul vorbește. La al doilea ciur, Domnul strigă. Și la al treilea ciur, Domnul tace și vede care rezistă. Asta e mesajul lui Dumnezeu pentru noi. E simplu. Da? Domnul vorbește azi. Domnul strigă și Domnul tace. Când vine focul lui Dumnezeu, a vorbit Domnul, a strigat Domnul și acum Domnul tace. Și când tace Domnul, atunci lupta este grea. Atunci se vede verificarea, spuneau frații aici, vreo 400 de ani, să tacă Dumnezeu să nu vorbească. Păi 400 de ani a spus Domnul, v-am vorbit,
v-am strigat, v-am adăpat cu alte cuvinte, v-am dat totul la dispoziție, acum vreau să vă verific, să văd reacția voastră, botezat de Duhul Sfânt. Bobul care este, îl verific eu la foc, că are Dumnezeu voie că-i creator. Are Dumnezeu voie că ne-a făcut El bob de grâu, nu diavolul ne-a făcut. Diavolul vrea să fim neghină, Domnul vrea să fim grâu. Mesajul din ziua de astăzi este simplu, încă de la prima rugăciune și mă repet, Domnul, da, Domnul vorbește, Domnul strigă. Păi când spune cuvântul Domnului că Domnul strigă, păi strigă Domnul. Tot duminica trecută și mă leg de lucrul acesta. Se spunea aici, n-au băgat în seamă pe Dumnezeu ce le-a vorbit. Samson n-a băgat în seamă cel că lăuzea Duhul Sfânt. A crezut că se joacă de-a pocăința și l-a costat greu. Se amintea aici, Sodoma și Gomora n-a băgat în seamă ce a spus Dumnezeu. Biserică dragă în Domnul, frați, surori, prieteni,